Oameni buni, bine ați revenit pe acest canal. Haideți să începem anul în forță. Sper că ați petrecut bine de Revelion, de toate aceste sărbători care, mă rog, s-au perindat pe fața ochilor noștri și la care am participat în zilele acestea. Ca la orice început de drum, la un început de ianuarie, haideți să ne gândim împreună ce o să facem anul acesta. 2019, spuneam și în clipurile anterioare, va fi un an bun. Cel mai important lucru pe care eu consider că trebuie să-l facem este să încercăm să ne setăm obiective realizabile și care sunt ale noastre, nu ale mele, adică, mă rog, nu ale unui tip de pe internet, nu ale vreunei vedete, nu ale vecinilor, să fie ale noastre și să fie realizabile. Există și obiective în viața noastră pe care nu reușim să le atingem niciodată sau ele sunt mult prea înalte pentru a le putea atinge vreodată. De cele mai multe ori acestea se numesc visuri. Eu când eram mai tânăr am vrut să fiu un star rock. Am avut în liceu o formație de rock și eram foarte sigur că asta voi face toată viața. Iată, acesta este un vis. Da, mai degrabă vă arăt. Trebuie să ies și eu învingător, așa cum au ieșit în alte toți alții. Și eu nu voi înceta să fac muzică. Chiar am deschis acest dialog cu o mică glumă, să zic așa. Am zis că sunt dependent de chitară. Da, ăla eram eu acum 20 de ani. Nu o să ne despărțim niciodată. Vom continua. Rock-ul n-a murit. Guess what? Uitați ce îmi propun eu pentru anul 2015. 2019. Păi, în primul rând, vreau să slăbesc 15 kg. Nu, asta nu este un obiectiv irealizabil, este un obiectiv foarte serios. Vreau să fiu din nou slim fit. Nu vă arăt. Deci, obiectivul numărul 1, vreau 15 kg până la ziua mea măcar, deci până luna mai, mai sunt 5 luni, cred că o să reușesc, dacă îmi propun lucrul ăsta, la modul serios, să-l ating. Cum voi face asta? Păi foarte simplu, am să fac în fiecare zi niște exerciții, o să merg mai mult la sala de sport și voi avea grijă, multă grijă ce mănânc. Voi aplica și eu sfaturile pe care le dădeam într-un videoclip anterior, cred că de aici sau de aici, niciodată nu știu în care parte trebuie să arăt. Cred că aici totuși. Ok. Eu am suferit în anul 2018 și cred că și în anii anteriori de obosită. Știți ce este obosită? Este sindromul acela pe care îl avem marea majoritate a oamenilor cu servici copil și, mă rog, o viață socială, să zicem, la limita normalului. Și această obosită ne face să nu mai fim noi. Ne mănâncă sufletul, ne arde existența, pur și simplu ne usucă buna dispoziție și viața întru totul și nu mai reușim să fim ceea ce ne dorim să fim. Să ne redescoperim pe noi înșine. Tehnologia este cea care ne fragmentează cel mai mult viața. În loc să ne trăim viața noastră, să ne bucurăm de lucrurile pe care noi le facem, să ne bucurăm de imaginile pe care le vedem cu ochii, să ne bucurăm de muzica pe care o ascultăm cu urechile, cred că tehnologia ne face să trăim viața altora. Și asta este unul dintre, al doilea, mă rog, obiectiv pe care vă spuneam că mi-l propun, să încerc să fiu mai mult în prezent și să nu las tehnologia să-mi fragmenteze viața, să îmi fure timpul acela în care aș putea să fac altceva, în care aș putea să-mi fac treburile pe care le-am de făcut la servici sau acasă și să-mi rămână mai mult timp pentru mine. Știu că este contraproductiv din partea unui YouTuber să spună lucrul acesta, să lăsați mai puțin social media în viața voastră. Cred că unul dintre scopurile existenței acestui canal este ca eu să vă încurajez să stați în social media atâta timp cât doriți, dar să nu uitați că viața voastră este pilonul cel mai important, în jurul căruia trebuie să se învârtă absolut toate astea, Facebook, YouTube, Snapchat și orice vă mai face fericiți. Trăiți viața prin ochii voștri, nu prin pozele și filmele altora, faceți-vă propriile păreri și expuneți-le după aceea pe internet. Ok. Al treilea obiectiv la care m-am gândit, o să vi se pară cumva amuzant, m-am gândit să fiu mai spiritual în anul 2019. Știu cum sună.
Eu sunt un tip care apreciază foarte mult o glumă bună despre religie, despre toate religiile. Nu suport persoanele ultra-religioase, adică acei care, nu știu, sunt extrem de ancorați în niște chestiuni ireale, absurde, dar care neagă absolut orice din jurul lor care nu este trecut prin acest filtru mare, filtru al religiei proprii. Și când spun că vreau să fiu mai spiritual, vreau să-mi hrănesc sufletul mai mult, vreau să citesc mai mult. Am și eu câteva pasiuni, una dintre ele este istoria și vreau să aprofundez mai mult. Am constatat că mi-am pierdut acest bun obicei de a citi literatură de bună calitate, de a fi mai aproape de niște scriitori foarte valoroși și cred că acest lucru contribuie foarte mult la creșterea spiritualității. Pentru că într-un final cam cu asta rămâi, cu ceea ce ți-ai hrănit sufletul și poți să-ți faci astfel propriile păreri și să meditezi la orice ai, la orice te-ai gândit tu să meditezi. Am uitat. Încă o chestie importantă, vedeți? Trebuie să scriem. Dacă nu scrii, bine, eu filmez, am să mă uit la filmul ăsta ori de câte ori, să-mi aduc aminte. Care era al patrulea? Care era al patrulea? Gata, mi-am adus aminte. Al patrulea cel mai important obiectiv este să fac și vă încurajez și pe voi să faceți ceea ce v-ați propus să faceți fără a vă gândi de mai multe ori, fără a face, cum spun americanii, fără overthinking. Haideți să ne imaginăm următorul lucru. Avem o singură viață. Știu, este un clișeu, îl spune toată lumea, îl auziți peste tot, îl auziți până și în reclame. Dacă am face o analogie între o zi și o viață, lucrurile stau fix la fel. Cu cât amânăm mai mult, cu atât șansele ca lucrul acela să se întâmple sunt destul de departe sau sunt din ce în ce mai departe. Dacă n-ai avut curaj să o ceri în căsătorie, du-te și cere-o astăzi. Faceți lucrurile, faceți-vă curaj și faceți lucrurile pe care visați să le faceți. Vrei să-ți pornești un canal de YouTube? Ok, crede-mă, am stat aproape un an de zile și m-am gândit oare cum să fac, despre ce să fac, dar cum o să fie, am să pot vorbi în fața camerei. Ok, porneșteți un canal de YouTube. Pur și simplu, fă-o. Învingeți frica. Fă lucrurile așa cum ți-ai propus să le faci, așa cum le visezi. Altfel, rămân doar vise. Cred că Zig Ziglar a fost cel care a spus că nu poți fi extraordinar de la început, dar trebuie să începi ca să fii extraordinar. Trăiți-vă viața, pentru că nici nu știi când se termină. Astăzi ești, mâine, puf! Și al cincilea lucru pe care mi-l propun să-l fac în anul 2015, serios, 2019, este să fac o faptă bună, necondiționat. 2, 3, 10, câte voi putea. Știți, oamenii nevoiași, oamenii cu probleme, au probleme și în afara Crăciunului, Paștelui sau altor sărbători legale. Dacă vrem să ajutăm pe cineva, hai să-l ajutăm necondiționat. Fără lumina reflectoarelor, fără camere de luat vederi, fără ziare, fără presă scrisă, fără nimic. Pur și simplu, faceți o faptă bună. Asta nu înseamnă neapărat să luați hainele vechi din dulap și să le dați unui om sărac. Nu înseamnă neapărat să vă duceți să cumpărați portocale pentru copiii de la Căminul de Copii. Faceți o faptă bună. Dacă puteți ajuta pe cineva, ajutați-l necondiționat, dacă se poate, fără să știe că ați făcut lucrul acesta. Credeți-mă, vă veți simți mult mai bine, persoana respectivă va fi mult mai mulțumită și, per total, lumea va fi mai bună. Faceți fapte bune necondiționat, pur și simplu. Există foarte mulți oameni răi pe fața pământului, există foarte mulți oameni răi și prin jurul meu. Îi văd că urăsc succesul sau urăsc orice ține de succesul altora, dar ăștia sunt oamenii mici. În momentul în care vedeți pe cineva invidios pe un lucru pe care l-ați făcut, indiferent de forma în care se manifestă acesta, gândiți-vă că ăia sunt niște oameni mici, cu minte puțină, contra curentului, fără să se bucure niciodată. Aceia sunt niște oameni nefericiți. Noi suntem niște oameni fericiți, ok? Haideți să fim fericiți în continuare. Oameni buni, vă mulțumesc că ați stat până în acest moment, mulțumesc că ați auzit obiectivele mele, sper că au măcar o parte sau dacă nu chiar toate de aceste obiective pe care mi le propun eu pentru anul 2019 să le îmbrățișați și voi. Abia aștept să-mi spuneți în rubrica de comentarii dacă aveți ceva suplimentar, dacă mai putem completa această listă, hai să facem o mare listă a lucrurilor bune pe care ne dorim să le facem pentru noi și pentru comunitatea din jurul nostru în anul 2019. Dacă nu ați făcut-o deja, apăsați butonul de abonare de mai jos și clopoțelul pentru a nu pierde notificarea că eu am pus un nou videoclip pe internet, pe YouTube. Mulțumesc că v-ați parte în această comunitate mică, dar sperăm că o să fie mare. Cerul este limita a numărul de abonați și de vizualizări. Până data viitoare,
Eu sunt Radu Crișan și haideți să vă arăt niște imagini cu orașul Iași.